Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetă a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Când vedem Dumnezeu atot puternic, Dumnezeu suveran, care se supune sau care nu caută să se scutească, dar aplică cuvântul lui, aplică principiile lui. Atunci este un exemplu pentru noi să nu căutăm scurtături. Să nu neglijăm sau să nu ignorăm unele principii importante, cum ar fi. Vrei să intri într-o altă dimensiune, există o haină care trebuie să o porți. Hai să citești Evrei, încep cu asta, cu Evrei 10, versetul 5. De aceea, când intri în lume, când intri, dar de unde vine? Când intri în lume, când intri undeva, înseamnă că ieși într-un loc ca să vii acum în locul respectiv să intri. Când din veșnicie, când în afara timpului și spațiului, da? Pentru că cuvântul care s-a făcut trup a existat înainte să existe universul. Pentru că Biblia zice, Dumnezeu a făcut totul pentru el și prin el. Din el, prin el sunt toate lucrurile. Dumnezeu a făcut totul prin cuvânt și nu există nimic care a fost făcut în afară de cuvânt. A făcut totul prin cuvânt. Da? Deci, când acest cuvânt din veșnicii intră în lume, e clar că intră într-o altă dimensiune. Într-o dimensiune care, deși avea acesta, adică Dumnezeu știa ce se întâmplă pe pământ, cunoaște tot, dar acum trebuia să fac această lucrare de mântuire, ca tu să fii mântuit, ca eu să fiu mântuit, ca păcatele noastre să fie șterse, să fie iertate. Este ceva extraordinar. Dar trebuia, pentru a face asta, trebuia să treacă într-o altă dimensiune. Și noi, de multe ori, vrem să facem anumite lucruri fără să trecem la o altă dimensiune. Poți să înlocuiești cuvântul dimensiune fără să trecem la o altă etapă. Poți să înlocuiești cuvântul dimensiune fără să trecem la alt nivel. Poți să înlocuiești cuvântul dimensiune fără să trecem la o altă statură în lumea spirituală sau din punct de vedere spiritual. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. La întrebare, și am corectat această întrebare, dar hai să pun cum este pus în mod incorrect, că așa e mai mult cunoscut. Pe de ce astăzi Dumnezeu nu face ce vedem în Biblie? Dumnezeu a făcut ce vedem în Biblie cu oameni care au intrat într-o dimensiune unde lucrurile respective se pot întâmpla. Au avut l'acces la o statura unde lucrurile respective se pot întâmpla. Ce Dumnezeu a făcut cu Ilie, de ce nu a făcut cu altul? Pentru că Ilie a intrat într-o dimensiune. Și unde nu a intrat oricum, pentru că acest om care se numește Ilie, deși Biblia nu este o carte de modă, dar Biblia ne spune despre haina lui. Biblia zice că avea o haină de piele. De ce Biblia îmi spune cum e îmbrăcat acest om? Tu crezi că se referă doar la haina lui fizică? Biblia acolo îți spune că omul acesta are o haină specială. A intrat într-o anumită dimensiune din cauza haina care o are. De aceea se întâmplă ce se întâmplă
în viața lui. Hai repede să facem o călătorie în Vechiul Testament. Ah, Seigneur. Doi împărați, unul versetul 5. Saul s-a întors la Asia și el a zis, pentru ce v-ați întors? Ei au răspuns, un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis, întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți, așa vorbește Domnul, oare nu este Dumnezeu în Israel? De trimiteți să întrebe pe Balzebub, Dumnezeule Cornului, de aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Deci, azi a trimite acest sol, acest trimiș, să se ducă să întrebe un Dumnezeu pagan dacă se va ridica de patul lui de boală și ei nici nu ajung acolo și se întâlnesc cu un om care le trimite un mesaj. Zice, nu, mais întoarceți-vă la împărat și spuneți, și am citit tocmai mesajul. Acum, reacția împăratului este aceasta. Azia l-a zis, ce înfățișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte? Azia pune această întrebare pentru că avea deja un suspect în mintea lui. Dar vrea doar să. Era deja un suspect în mintea lui. Știa că există doar un singur suspect, un om care să aibă îndrăznelă să-mi trimite un astfel de mesaj. Eu, regele. Ei au răspuns. Era un om îmbrăcat. Menționează asta. Notează asta. Era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o cură la mijloc. Și azi a zis, este Elie Tishbitul. Un om care este recunoscut după haina lui, după mantaua lui, dar știm că această mantaua nu era doar o simplă manta ca să-l păzească de frig. Pentru că un manta care te păzește de frig nu desparte, care te păzește de frig doar, nu desparte apele Iordanului. Era ceva mai mult cu această mantaua cu care se îmbraca procul. Din cauza mantaua lui, a intrat într-o altă dimensiune. Și în dimensiune unde a intrat, putea să facă lucrurile care nu l-ar fi făcut dacă nu intra în această dimensiune. Și ți-am zis cu ce cuvinte poți să mai înlocuiești dimensiune. Când Dumnezeu intră în lume, când cuvântul intră în lume, vine în această dimensiune și s-a pregătit un trup. Mă întorc la Evrei. Evrei. 10. Versetul 5. De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfa, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Oh, există haine care sunt pregătite, care doar noi trebuie să știm că există și să putem să le luăm. Există haine pregătite, fără de care nu ai cum să intri într-o anumită dimensiune ca să pot face anumite lucruri. Și un, cum să spun, un lucru care face că suntem slabi este că tocmai am uitat sau nu vrem
să luăm asupra noastră hainele pregătite de Dumnezeu care ne ajută să trecem la altă dimensiune. Stăm la același nivel, stăm la același dimensiune, dar visăm lucrurile care se întâmplă doar la nivelul 7, la dimensiunea 7, și noi suntem la dimensiunea 0. Vorbesc ilustrativ acum. Când intri în lume, i s-a pregătit un trup. El a trebuit să îmbrace acest trup. Pentru că nu poți să treci într-o altă dimensiune tot cum ești. Nu, 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 nu. Și slavă lui Dumnezeu, imortalitate s-a îmbracat cu mortalitate. Ca fenomen invers să se întâmple într-o zi. Despre ce vorbesc, hai să citesc. 1 Corinteni 15. 1 Corinteni 15. Versetul 49. E un capitol care place foarte mult, unde Pavel vorbește despre învierea. Și el spune, noi pop avem învierea, cum unii dintre voi spun că nu există înviere? Da, și nu e nimic nou sub soare. Există lucruri care sunt propovăduite de Scriptură. Și totuși există unii în biserici care o să spună nu există așa ceva. Deși Biblia propovăduiește asta. Cuvântul lui Dumnezeu propovăduiește asta. Și totuși ei zic nu există așa ceva. Pentru că e supranatural. Pentru că e dincolo de rațiune. Asta era problema. Pavel zice noi propovăduim învierea, da? Zice așa, versetul 12, el zice așa, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din mort, cum unii dintre voi, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morților? De aici e o subtilitate. Acei unii, ei nu zic că Hristos nu a înviat. Pavel nu zice, cum zic unii dintre voi că Hristos nu a înviat? Nu, când e vorba de Hristos, nu, ei nu zic. Dar, totuși ei zic, nu, nu există învierea morților. Ah, da, Hristos a înviat, da, dar nu există învierea morților. Adică, cu alte cuvinte, acest lucru care Dumnezeu l-a făcut pentru Iisus, e pentru Iisus. Pentru ceilalți, zero, nu există așa ceva. Și acel mod de gândire există și astăzi. Când e vorba de Iisus Hristos, da, există. Când e vorba de urmașii lui Hristos, care Hristos a zis că și voi veți face, ah, nu mai există. Știi deja la ce mă refer. Deci nu merg în detalii acum. Da? Deci, dacă noi propovăduim că Hristos a înviat, cum unii dintre voi spun că nu există învierea morților? Deci, acest oameni care era în biserică și ziceau nu există învierea morților, nu au atacat învierea lui Hristos. Dar au atacat învierea morților, cu alte cuvinte, învierea celorlalți. Oh, Seigneur. Ok. Deci, versetul 49. Că nu vreau să intre în detalii acolo. Dar, ok. Versetul 49, 1 Corinteni 15 așa. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, fii atent, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ai văzut cuvintele care le folosești aici? A purta. A purta. Cum am purtat chipul celui pământesc? Prin trupul care l-ai. Cum vom purta chipul celui ce zice aici ceresc? Și aici explică din nou un lucru. 1 Corinteni 15. 15 cu 50. Zice așa.
Ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, ci că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar vom fi toți schimbat într-o clipă. Într-o clipă de ochi. La cea din urmă, trâmbița. Trâmbița va suna, morți vor învia, nesupus putrezire și noi vom fi schimbat. Căci trebuie că trupul acesta supus putrezire, din nou notează cuvântul care folosește, să se îmbrace cu neputrezirea și trupul acesta muritor să se îmbrace cu nemurire. Nu putem merge la această nouă dimensiune cu trupul acesta. Nu. Trebuie ca acest trup muritor să se îmbrace cu nemurire. Și Domnul Iisus, nemuritorul, s-a îmbracat cu murire. Nu murire, se așa zice, cu un trup mortal care poate să moară. Și a făcut acest drum, că drumul invers să fie posibil. Dacă nemurire e îmbracat, un trup muritor, este că apoi trupul muritor care suntem tu și eu, să putem să ne îmbracăm cu nemurire. Nu. Nu putem accesa alte dimensiuni fără să ne îmbracăm cu haina corespunzătoare. Este un principiu cosmic. De aceea am lăsat exemplul care l-am luat și m-am ridicat și încep să arăt acest lucru chiar la Dumnezeu. A vrut să intre în dimensiune numit pământ pentru a ne mântui, Dumnezeu a făcut un trup. Noi suntem ca Elisei care încearcă să se ducă pe malul Iordanului. Nu, mă opresc aici. Deja am înainte. Continui asta cu Elisei. Mâine mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze.